are același preț ca și când am crezut noi. Are același preț pentru cel care astăzi este în cercetarea lucrurilor, pentru cel care trimite, așa cum ați văzut la ceasul de rugăciune, bilete ca să se roage biserica, să-L ajute Dumnezeu să se poată smulge din mijlocul acestui veac rău. Prețul răscumpărării, dragii mei, are aceeași valoare și aceeași putere. Face aceleași lucruri. Frații mei, nu este păcat pe care prețul răscumpărării pe care Dumnezeu l-a dat să nu-l poată acoperi, să nu-l poată învinge, să nu-l poată absolvi. Iată, prețul jertfei Domnului Iisus Hristos, frații mei, este extraordinar de mare. Învinge tot păcatul omului. Iată, bine spunea Sfântul Apostol Petru în cuvântul din dimineața aceasta, când spunea că n-am fost răscumpărați cu preț de argint sau aur, ci prețul răscumpărării noastre s-a făcut cu sângele scump și nevinovat al Fiului lui Dumnezeu. Prețul acesta, dragii mei, are valoarea și astăzi. Și aș vrea să vă spun că prețul lui trece dincolo. Îmi place extraordinar de mult cum cartea Sfântă Apocalipsa lasă pentru noi măcar perdeaua aceasta ce ne desparte de veșnicie. O lasă măcar ușor întredeschisă ca să putem privi la lucrurile de dincolo. Și îmi place așa de mult, dragii mei, în capitolul 5, unde omul lui Dumnezeu vorbește despre lucrurile care sunt dincolo de ceea ce vedem noi. Îmi place cum zice că la versetul 9 din capitolul 5, unde spune că Ioan a auzit acolo și a auzit că cei care erau acolo cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Iată, dragii mei, valoarea sângelui, mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii, se ridică dincolo de înțelegerea noastră omenească. Și uitați, oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice norod și de orice neam. Și spune versetul următor: și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți. Iată, dragii mei, prețul sângelui ce efect extraordinar are. Iată, prin prețul acesta al răscumpărării, frații mei, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a înfrățit pe pământul acesta, poate cu cei de o altă culoare ca noi, cu cei care vorbesc o altă limbă față de noi, cu cei care au o altă cultură ca și noi. Dar puterea aceasta a răscumpărării, puterea sângelui, frații mei, face lucruri dincolo de puterea rațiunii noastre. Și îmi place așa de mult că spune Scriptura că Ioan s-a uitat în timpul acela în jurul lui și spune că în prejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era imens. Numărul lor nu putea fi socotit. Și uitați ce spune versetul 12, că ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava. Și toate făpturile se închinau spunând în partea a doua versetului următor: acelui ce șade pe scaunul de domnie și al mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor, fie lăudat numele Domnului. Frați și surori, iată prețul răscumpărării noastre. Dimineața aceasta, când sărbătorim cina Domnului, ne oferă posibilitatea, așa cum am spus, să privim în trecut, dar să privim în viitor. Ne dă posibilitatea aceasta să simțim prezentul acesta,
să simțim efectul răscumpărării. Efectul acesta care nu este o poveste, dragii mei, nu este o invenție a pocăiților, ci mântuirea și răscumpărarea este o realitate pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Frații mei, El ne-a făcut și El ne-a răscumpărat, fie lăudat numele Domnului. Aș vrea să închei, așa cum am spus, cu un cuvânt pe care l-auzim izvorât dintr-un om care a gustat suferința la o dimensiune și la o intensitate cum nu știu dacă a mai fost cineva sau mai va mai fi cineva pe pământ. Omul acesta se numește Iov. După ce s-a derulat în viața lui episodul cu familia, cu bogățiile, a venit împrejurarea aceasta în care în trupul lui a simțit durerea la o intensitate ce nu poate fi descrisă. Dar omul acesta, în capitolul 19, frați și surori, începând cu versetul 23, uitați ce ne-a lăsat el, ce încurajare, uitați ce promisiune ne-a lăsat și pentru noi. Zice versetul 23, oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va arăta iarăși pe pământ. Chiar ochii mei, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Frații mei, între lucrurile pe care le știm și pe care le-am enumerat la începutul cuvântului meu, aș vrea să-l adăugăm și acesta. Și din tot sufletul, nu numai să-l avem închis în noi, ci să facem uz de el, adică să-l comunicăm și celui de lângă noi. Și acesta să fie exact ce a spus Iov. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că el se va arăta iarăși. Știu că ochii mei îl vor vedea. Știu că îmi va fi binevoitor. Știu că voi fi a lui. M-a făcut, dar m-a răscumpărat. Frați și surori, până atunci aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și orice ocazie de participare la cina Domnului să ne ofere posibilitatea aceasta să ne apropiem de El. Nu posibilitatea cealaltă, despre care îmi rezerv să nu spun acum nimic, dar dumneavoastră o știți bine, așa cum o știu și eu. Aș vrea ca ocazia aceasta să ne dăruiască posibilitatea să ne aducem încă o dată aminte că am fost răscumpărați cu prețul sângelui, mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin.